Suntem în a doua săptămână de Retro Stars. Avem jucători noi, avem a doua săptămână de reward-uri acolo. Vreau să le deschidem, deschidem câteva pachetele, exchange-uri. Încercăm să punem mânuța noastră minunată pe noile carduri. Și de asemenea mai sunt niște schimbări la Icon Chronicles. Avem icon noi acolo. Plus la asta am câteva informații să vi le împărtășesc. Leak-uri legate de noul eveniment. Deja știți despre care cunoaștem. Anniversary, care va ieși pe 20 septembrie, parcă era data. Deci avem și acolo câteva informații, puneți-vă centura, dați like, abonați-vă și intrăm în pâine. În noua săptămână avem un super card al lui Pele pe Striker, multe carduri ce a primit el, Central Forward, CAM, Striker mai puțin, dar uite acum vine cu un card pe Striker, a mai avut unul acum de 95, pardon. Pe care l-am putut primi gratuit, dacă mi-amintesc bine, nu mai știu, dar ăsta pe Striker arată senzațional. Știți problema mea în mod normal, strikerii mai buni pe pace și pe physical, de exemplu, nu prea au shooting-ul mare sau nu au dribbling-ul mare, sau invers, dacă excelează la două capitole, la un al treilea sau al patrulea capitol, care sunt mai importante dintre pace, dribbling, shooting și puțin physical acolo. Ei bine, la Pele nu este cazul ăsta, excelează și la pace, și la shooting, și la dribbling. Și cel puțin la physical, măcar ce contează acolo, are cât de cât jumping la 99, putere aproape de 90, heading 102. Deci mai sare și la căpățână, chiar dacă nu este super înalt și nu-l iei în mod normal drept striker ca să-ți dea goluri cu capul. Dar e un titirez acolo, shooting-ul ăla n-ai ce să-i ceri, pe dribbling îi zăpăcește pe adversari, pe fundaș, pe portar, pe cine vrei acolo zăpăcește, deci e superb cardul lui Pele, 5 la skill moves, 4 la weak foot, aș fi preferat să fie invers, mai ales pe poziția de striker, dar este ce este. Ce are și la ăsta, sunt curios, high medium, hai că e bine, hai că e bine, oricum vrei un high low la striker, dar e bine și așa, are și un finesse shot acolo, un alt card interesant, Zidane. De nicăieri a apărut. Cu o zi sau două înainte, ăștia de la EA Sport ne-au dat niște sneak peek-uri legate de ce carduri urmează să se bage. Acest Zidane nu se regăsea acolo, chiar dacă are overall maximal de 101. Dar da, avem un nou card al lui Zidane de 101 over. Are 5 cu 5 și are și presupun la weak foot, la skill moves. Ăsta e perfecțiunea întruchipată ca CM, n-ai ce să-i ceri. Totuși la un CM vrei și ceva mai mult defending. Sare, el stă bine, nu ca alți mijlocași, de exemplu, care stau bine, de exemplu, la celelalte capitole, dar sunt proști pe defending, el stă acolo, moderat, să spunem. Ca CM ideal îl avem pe Gullit, să spunem zeul suprem, dar Zidane acolo îi suflă în ceafă, aș spune, cu astfel de carduri pe care le primește în ultima perioadă pe CM. A avut și la Team of the Season, parcă un super card de 99, n-a poftim și acum. So, a big like pentru încă un card al lui Zidane. Senzație, băiatul. Alți bărbați cu arașelea, nu mai țin minte, era sau nu era înainte, mi se pare că nu era, tot acum în a doua săptămână s-a băgat. Ca de obicei la dribbling, cât vine să te iei să-ți mulci părul din cap, la cât de bine arată, și la shooting nu este rău, păcat de long shots, dar poți să le mai crești acolo, presupun, în dependență de ce skill points alegi să-i upgradezi. După ce îi dai rank up, are 5 la weak foot, 5 la skill moves, un left winger de vis acest băiat. Cole, de asemenea, ne mai interesează, un nou left back de 100 over, n-avem încă niciun left back în joc de 101, over-ul maxim din joc, avem Mendy de 100 și îl avem pe acest Cole de 100 și mi se pare că mai ieftin este acest Cole, nu sunt sigur, sau nu, nu cred că e mai ieftin decât Mendy ăla, dar oricum n-are prețul peste 200 de milioane în acest moment. Cole, deci, e relativ accesibil pentru unii oameni, acest card vi-l sfătuiesc cu drag. Mai departe avem un Marquinhos, Rudiger mi se pare că era de săptămâna trecută sau nu țin eu minte bine, dar Marquinhos, superb, superb as always, Rudiger superb as always, nu stăm să ne mai uităm și la ceilalți, ăștia sunt cei mai importanți. Curtoare are cardul de 100 iarăși, cred că acum a fost băgat sau de săptămâna trecută. Hai să fac direct acest exchange senzațional ce poate fi făcut doar o dată pe zi. Și după mergem să luăm premii ce avem acolo la săptămâna 2 pentru că sunt și câteva pachetele plus. De pe store mai vedem. Evident o să avem parte de un walkout, dar să vedem ce fel de walkout. Nu mai pot sau mai pot. Este Jordi Alba de 95, l-am mai prins, nu-l mai suport.
Când pică Spania, de obicei îți vine să plângi, cu toate că acum sunt niște care interesante ale spaniolilor. E Nico Williams, este la Mini Amal, cardurile Euro, dar cam mai totdeauna. Când pică Spania, sunt o grămadă de jucători mediocri și pică de obicei din ăia sau îți cade inima în călcâi de deprimare când vezi că pică Spania și de tristețe și de tot ce vrei. Înainte să deschidem celelalte pachetele de am zis, hai să vă arăt rapid la Icon Chronicles. Avem 3 secțiuni noi. Prima deja s-a deblocat la toată lumea, știm cu toții. Îl avem pe domnul Cech, care cât are el ratingul acolo, n-am atras atenția, 97-98? 98 are, ceea ce nu e rău. Adică, da, deja sunt carduri de 101 OVR în joc, dar la portari mulți am văzut că preferă să joace chiar și un portar mai mic în rating, dar care să fie super bun. Printre acești portari cu siguranță se numără și Cech, adică cred că ține la nivelul altor portari care au 100 OVR poate, dar nu au clasa lui Cech. Și vi-l recomand, îl faceți gratis, nu? Să-l luați de aici și puteți să-l jucați la echipă, să economisiți coins pentru a nu mai face o altă achiziție acolo pe acea poziție. Și ceilalți doi icon de la secțiunile rămase sunt Raul și Carlos, Roberto Carlos, dacă am înțeles eu bine. La Retro Stars s-a deblocat al doilea nivel, putem iarăși să jucăm toate astea aici. Reamintesc, jucați secțiunea asta din mijloc, din prima, fără să ieșiți din joc sau să pierdeți vreodată ori altceva, dacă doriți să luați acest logo la final. Și este asemănător nivelul 2 cu primul. Avem niște meciuri, skill game-uri și un meci de head-to-head aici pentru 2 milioane de coins și luăm alte 2 milioane de coins, uite aici, absolut gratuit, plus un exchange pentru Mascherano pe care vă recomand să-l faceți dacă aveți resurse. Sunt necesare 5 carduri de 90 plus OVR în principiu, nu e o condiție insane, dar preferabil să aveți jucătorii ăștia la club și să-i băgați acolo, nu să mergeți să-i cumpărați de pe market, pentru că v-ar costa un 5, cred că un 17-18 milioane lejer. Putea să vă costă dacă e să cumpărați toți jucătorii de pe market. Și premiile din săptămâna a doua, asemănătoare cu cele din prima săptămână, iarăși trebuie să luăm importanta asta două de sus, Mascherano și pachetul de 97-100 OVR, pe care îl luăm chiar acum. Văd că e Snatch, dar ăsta Snatcher tot este nou, Courtois, bla bla bla, și deja jucătorii mai vechi. Dacă mi-ar pica acest gol ar fi senzație, eu îl vânez la echipa mea, aș dori să-l am cu tot din adinsul, bag acolo în locul lui Grimaldo, ar fi un upgrade de plus 2 OVR pe această poziție, însă cine sunt eu să cer prea multe? Marquinhos? Nu, este CDM, mi-a mai picat. Și mi se pare că tot de aici mi-a picat acest Fabinho, nu-i așa, de 97, fie pe contul ăsta, fie pe contul secundar, mi se pare că de la același premiu mi-a picat acest domn Fabinho. Și cu asta practic s-a încheiat trebușoara la evenimentul Retro Stars pentru această săptămână. După cum știți, doar jucăm nivelul ăsta, luăm punctele alea, luăm primele două reward-uri cele mai importante și cam atâta. Mai departe nu trebuie să ne chinuim ca să completăm milestone-urile finale și să luăm cele mai bune premii într-un final. Acum da, dacă mai vreți acolo ce premii mai sunt la Retro Rewards, mai trebuie să faceți rost de tichete din alea pe lângă, de pe la exchange-uri. V-am arătat în clipul explicativ, nu mă repet acum. N-am prea multe gemuri, dar am suficiente cât să deschidem cele două pachetele pe care le cunoaștem noi. Foarte bune și merită deschise mai mereu, de 4.000 de gemuri și de 3.000 de gemuri. Ăsta de 3.000 în special, că în ăla tradable de 4.000. Numai de 92 am prins și de 93 overall. Hai să vedem acum, vine Pele cu siguranță. Dacă am văzut Brazilia la pachetul ăla de la event, să vedem și aici. Tot Brazilia, nu este Brazilia, l-a mai prins pe băiatul ăsta pe left winger. L-a mai prins Boanga de 96, bababam, 15 milioane de coins. Nu mă încânt atât de mult astea, 15 milioane de coins. Mai degrabă fac exchange-uri cu el. Și merg pe acest pachet de 3000 de gemuri, care cu siguranță ne dă ceva mult, mult, mult mai bun, poate vreun bărbat pe care îl jucăm la echipă, nu? 100% n-are cum să fie ceva rău, nu, iarăși Spania, ce am zis de Spania, nu! E Gavi, l-a mai prins de 98, exact. Doamne, 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 doamne.
Ce să facem? N-avem ce să facem. Aceasta este situațiunea. Am înțeles cu pack opening-ul, hai să ne mutăm la licurile pe care le avem, iarăși de la domnule Sapurit. Legat de evenimentul anniversary, ci că o să avem quest-uri, o să avem challenge-uri, o să avem exchange-uri, special thanks calendar și best offer 200 plus flash sale. Ce înseamnă toată treaba asta pe care am scos-o eu pe gură aci? N-o să avem un eveniment la modul principal important, dacă asta este tot. Precum, nu știu, Retro Stars, precum eventurile principale pe care le știți că le avem în mod normal. Retro Stars nu este neapărat un reper de comparare prea bun, pentru că jucăm o dată pe săptămână practic la el. Dacă e să jucăm toate astea, n-avem ce să facem în fiecare zi sau ceva. Dar după cum se vede situațiunea aici, o să fie o secțiune, ci că pentru anniversarii, sau poate pur și simplu când o să intrăm efectiv în joc, o să fie un calendar care o să ne dea anumite reward-uri, care o să includă gemuri, resurse gen puncte presupun de transfer pentru training, plus ceva logo-uri, emote-uri, chestii de genul, mă gândesc, poate și Mascherano, mai mult ca sigur o să fie și minim un Mascherano. O să avem niște ofertă pe store și cam atâta. Și niște quest-uri, nu știu de ce vor fi legate acele quest-uri. Dacă vor fi quest-uri, mă gândesc că vor fi și anumite puncte, poate speciale, pe care le utilizăm. Dar unde le utilizăm? Cred că le utilizăm mai degrabă pe market. Aceste secțiuni cu anniversary o să se deschidă acolo, nu neapărat la secțiunea propriu-zisă a evenimentului, care zic că pare să nu prea fie un eveniment propriu-zis până la urmă. Ce să zic? E cam nasol? E cam nasol, părerea mea. Acum rămâne să vedem, nu putem ști neapărat de la domnul Sapuri dacă asta este tot ce va conține. El ne-a spus că va veni evenimentul cu aceste chestiuțe de aici, dar asta nu înseamnă că asta este neapărat tot. Posibil să aibă și chestii pe lângă, adică efectiv evenimentul cu mai multe secțiuni acolo, chestii de gameplay, reward-uri, milestone-uri, cu lucruri obișnuite pentru noi. Deja, sper să fie un astfel de eveniment propriu-zis, pentru că dacă nu... Ce ar însemna asta dacă ăsta nu prea este un eveniment? Înseamnă că 18 zile mai sunt din Retro Stars, când filmez eu acum, este vineri, 6 septembrie, deci 18 zile ar veni până marți, pe 24 septembrie, dacă nu mă înșel. Ok, cred că totuși e până joi, până în joia de 26 septembrie, dacă... Ar fi să ne gândim logic când se termină de obicei evenimentele. Ceea ce ar avea sens, avem totuși un eveniment poate nou despre care încă nu cunoaștem nimic, n-avem leak-uri, n-avem nici informații de la domnii de la EA Sports. Poate chestia asta ar fi și mai fericită, aniversarea care este pe 20 septembrie să fie cu chestii, niște cadouri gratis, niște oferte ce vor ei să pună pe store, niște quest-uri, iar pe 26 să avem un alt eveniment. Legat de, nu știu, ar putea să fie deja ceva iarăși legat de Champions League, că ne îndreptăm în zona aia, deja a început sezonul de fotbal, chestii. Ar putea să fie așa ceva, o informație am dat eu din cap, dacă ar fi să iasă un eveniment cu totul nou, nu legat de anniversary, ar putea să fie ceva legat de UCL sau orice altceva. Rămâne să așteptăm, să vedem, să trăim această lume minunată. Până atunci noi am zis că vrem să jucăm la Division Rivals până ne sar capacele. Acum s-au trezit să-mi dea toate ofertele astea așa să mi le arate, mulțumesc mult. La Head to Head am zis că joc, că rup, da, tot. Am jucat pe ultimul clip când am filmat, mi se pare, și după n-am mai prins meciuri off camera sau ceva la Head to Head. Pe contul de Road to Glory, în schimb, am mai jucat puțin la versus Attack, am mai urcat acolo cu un rank. Și am zis să urc un rank și la head-to-head și după să mă concentrez mai mult pe contul ăsta să ating acel FIFA Champion 3. Despre care tot îmi bat gura degeaba. Are o echipă interesantă, 103 ratingul. Nu era deloc, nu era deloc. Dar nici a mea nu era deloc. Doar că n-am reușit să dau pasă asta și să fac schemață până la capăt cu Rodri. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Hai că i-am scos pe toți ăștia, zici că am vrut să îi las special cu luar să dea gol. Mișto, 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 ce să zic, Bape, du-te, du-te, tat. Și vrei să-mi zici tu mie că nu l-a ținut de Poponeț? Chiar vrei să-mi zici mie asta? Wow, ok. Ciudată faza așa de început. Nu vreți să știți cum l-am lăsat să treacă acolo și să dea acel finez? Cred că special și la cum am început meciul, cum i-am dat acolo așa culoar să se primble și să alerge.
cu jucătorii săi și acum, cum a marcat acest gol, zici că special vreau să-l las să marcheze întâi el, ca după să simt eu adrenalina și să-mi fie mai greu, să fie nevoie să revin în joc, să fac comeback, mai mult adrenalină, chestii, cred că special fac. Nu știu cum să vă zic. A, ce bine, Rodri, dar iarăși îmi zici tu mie că nu l-a apucat nici de data asta de Popones, n-a fost fault, nu nimica? Până la urmă am apucat să șutez, avem un corner aici periculos, zic eu. Doar că de la distanța asta, nu știu dacă o bagă Maldini, n-a apucat nici măcar să șuteze. Maldini, șut de striker. Ne-a obținut un corner, măcar domnul Maldini. N-am de ce să-l cert. De ce așa aproape? Ați văzut unde am pus eu puncticelul. Minunat și a mea a zis că nu vrea să se ducă unde am pus eu puncticelul minunat. No, 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 de ce ai venit, Ragnar, așa peste mine? Gigi, ce gol mi-a dat. Eram cu jucătorul acolo, țineam spațiu și am zis Ragnar să rămână cu celălalt, dar el nu i-am dat second defender, dar totuși s-a apropiat de ăsta de era cu balonul. Nasol, nasol. Am zis, am vrut special, e tot a fost făcut special, vreau să fac comeback Israel. Dar nu știu dacă mai am timp deja de comeback Israel, 2 la 0, o repriză rămasă. Din ce faze am construit, nu prea se prevede niciun comeback Israel. Din contră, se mai vede un gol pentru el. Uite acum pe final. Tot meciul zici că îmi dădeam singur cu stângul în dreptul și tindeam cu tot din adinsul. Nu? Să pierd. Dar acum, la sigur facem win. O jucăm cu cap. Că ne-a dat, doamne, doamne, cap. Doar că am dat mingea cu Rodri, iarăși la adversar. Puțin deja vu așa, sper să nu fie cazul. Sper să nu fie cazul de deja vu. Bine, Rijkaard. Hai, iau și acum, încă o dată, nu se poate? Bine, nomzi, 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 nu, nu e gol, nu e gol, nu e gol, nu e gol. Și e corner sau totuși de fault? Nu, a șutat, după logică ar trebui să dea corner, mă gândesc. Nu? Păi a șutat pe poartă deja. Ah, ok. A arătat arbitru acolo și că... Uite, pentru faultul ăsta primești galben. Dar eu am înțeles că de acolo o să înceapă jocul. Cu balonul. Din acea poziție de lovitură liberă. Ce frumos, ce frumos, Rijkaard. Am zis, Rijkaard trebuie să fie striker. La ce demarcări are, doar că viteza asta, nu știu, nu i-a permis să ajungă și să-și șuteze. Cu balonul ăla, l-a luat ăla. Urât, urât, urât. Dar frumoasă fază, am zis, pe demarcări. Uneori mi se pare că e striker. De la mama lui, Rijkaard. Bun, Eusebio. Du-te, 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 du-te. Nu mi-a ieșit mie chiar cum am vrut, dar... Hai că tot cu Eusebio la balon suntem. Which is... Foarte bine. Nu știu ce ne iese aici. Am zis că are sânge de striker, Rijkaard. Am zis. Eu doream cumva poate să ajungă la Eusebio balonul ăsta sau să obțin un corner. Dar a ajuns chiar până la piciorușul lui Rijkaard. Și n-a poftim che golazzo mi amor. 1 la 0 dintr-o fază în care nu prea aveam speranțe eu să scoci un rezultat atât de bun. Un gol. Dar dacă s-a putut, nu mă plâng. Nu mă plâng absolut deloc. Bine aici, Rodri. Iar de la Rodri se ia balonul. De când am încercat și am dat pas aia, m-a așteptat 7 ani omul. Rodri, mă dezamăgești puțin tel. De 2 meciuri încoace. Vezi că te schimb. Glumesc, glumesc. Este singurul jucător pe care l-am și cu rang maxim și de UFR maxim și tot. Îl ador, mai ales pe recuperări. De când l-am adus la echipă, senzațional băiatul. Dar pe fază de construcție, în ultimele 2 meciuri, m-a cam dezamăgit. Credeam că eu am faultat acolo, dar aparent nu. Ok. I take it. Și Rijkaard, e delay mi se pare. Nu, no, nu, no, cred că e delay meciul ăsta. Și Rijkaard acolo mi-a întârziat prea mult cu pasa după ce am apăsat-o eu. Cred că în anumite momente, nu știu, nu e foarte stabilă conexiunea. Da, văd că îi arată ba pe mov, ba pe oranj, pardon, ba pe verde. Conexiunea adversarului și cred că din cauza asta. Nu, no, ce bine s-a dus, dar trebuia să șuteze. De ce n-a șutat? A dat pasă omul. Era poziție perfectă pentru un finesse acolo. Era poziție perfectă pentru un che finesse.
Du-te, du-te, Vira. Du-te, tata. N-am mai încercat centrări din astea obraznice. Nici că o să mai încercăm. Că se duc mereu mâinile portarului. Se înțeleg. Bine aici, Eusebio. Cine pe cine a luat de pe piciuretă? Eu am luat de pe piciuretă adversarul, nu? A, a fost șut valid? Cream că... Că după ce am făcut tackle-ul ăla, îmi iau și roșu cu Eusebio. Dă-i o pasă. Dă-i o pasă. Putea să treacă. Putea să treacă obrăznicia aia. Dar n-a fost să fie până la urmă. Rodri, arată-ți valoarea aici măcar. Ia balonul. Las că l-a luat Lam. Las că l-a luat domnul. Ne-am dus. Ne-am dus cu Mbappé. Ne-am dus. Și nu ne-a ieșit pasa, din păcate. Și acum trebuie să ținem meciul. Că e ultima fază adversarului, presupun. E ultima fază. Hai, Rodri. Cobor cu tine, dar nici n-a mai fost cazul. 1-0 se încheie acest match. Nu uitați de like, subscribe, scrieți-mi ce v-a picat vouă din pachetelul ăla. De la Top Rewards din săptămâna 2, că eu am luat tot Fabinho, nu mi-amintesc pe care cont, dar mi se pare că tot Fabinho am luat din același pachetel în prima săptămână. Like, abonare, am mai zis. Fericit că s-a băgat un nou card acolo pentru Pele și pentru acel Zidane. Iarăși, i-aș vâna, dar greu să faci rost de ei. V-am pupat, noi ne auzim data viitoare. Bye, bye!